Răzvan și Dani. Neața, doamnelor, domnilor, vedetele noastre s-au adunat la un eveniment monden pentru a socializa, pentru a se poza, dar și pentru a se relaxa. Iar duță pentru a le filma. Ți-ai zis, mă, că mă ajută intelectul? Să vă spun așa, la ultimul material mi-a spus Dani să nu mai vorbesc cu voi, că mergem la evenimente mondene și vorbesc tot cu voi, dar eu nu prea aș fi de acord. Păi normal că nu ești de acord, dacă nu vorbești tu, mai cu cine să vorbești? Auzi, apropo, unde-i Dani? Păi n-a venit cu voi? Păi ba da! Nu mai găsim! L-ai văzut cu Dani? Nu! No. Felicitări, dar am fost supărat pe tine, mă! Să nu mă chemi și pe mine, puneam și eu ceva, am plicat, am un salariu de reporter, dar puneam și eu ceva. Să nu mă chemi și pe mine eu la nuntă. Eu am venit la binele tău, Duță, dar să știi că putem să reluăm. Da, mă, dar era Dani, colegul meu, îl știu de 10 ani, a și venit, puneam și eu ceva la plic, dar... După cum se vede, s-a terminat deja din moment ce noi am venit împreună și el e de negăsit, dar știi cum e. Ori fi fost probleme noaptea nunții. Duță! Da, o seară frumoasă, toate cele bune. Ai văzut că s-a însurat Dani? Foarte bine, eu nu prea sunt la curent cu, dar felicitări, este foarte bine. Nu știi ce ai pierdut, treaba ta? Nici el n-a luat situația sub control, adică n-a fost suficient. Mai trebuia? Asta este. Eu zic să nu te baci, că după aia se supără Dani, știi tu. Să trăiți, îmi cer scuze, domnul Răzvan. L-am pierdut pe domnul Dani, mă ajutați? Eu știam că îl vom pierde, de aia ți-am zis să venim... Am venit, a făcut poze la panou cu fetele și în secunda 2 nu mai dau de el. Cu asta se ocupă. Poate e la bănică. L-ai căutat la bănică? N-am fost. El cu bănică în perioada asta. Neața, aș dori să încep cu el. Fetișor, felicitări! Mulțumesc. O să fii unchi! Fericit chiar, nu oricum. El a fost a treia persoană care i-am spus și am spus așa, o să ai un nepoțel. Dacă ar fi să ai o putere, o putere supranaturală, ce putere ți-ai dori și unde ai folosi-o, puterea asta supranaturală? Să pot să zbor. Să pot să zbor, să călătoresc și să văd toată lumea. Dacă ar fi să ai o putere supranaturală, ce putere supranaturală ți-ai dori și unde ai folosi-o? Mamă, să știu exact ce gândești în momentul ăsta, nu neapărat tu, să știu ce gândesc oamenii în momentul respectiv și aș folosi-o clar. Pe loc. Că ai ști ce gândesc eu, s-ar supăra tinul pe noi. Să zbor. Să fiu Wonder Woman și să zbor. Păi e riscant acum că ești gravidusă. Da, acum e riscant. Așteptăm încă 5 luni și după aia o să zbor. Să devin zero absolut. Poate Mihai Petre e cineva. Mihai Petre are un nume, Mihai un statut, are experiență în spate. Cum n-are? Păi, fiind așa, îți dorești o putere opusă, nu? Să dispari, să fii zero absolut. Să pot să fiu altcineva și să folosesc puterea asta să văd cum e să fii președinte, cum e să fii și multimilionar, cum e să fii în locul lui Dani. Câteodată să fiu invizibilă, să văd care e situația prin... Vreau să spui așa, dacă ar fi să ai o putere supranaturală, unde ai folosi-o și ce putere ți-ai dori? Doamne Dumnezeule, mi-aș dori să mă pot teleporta, dar cred că cel mai mult mi-aș dori să pot să zbor singură, adică fără avion. Supranaturală, o putere supranaturală. Dar eu am puteri, oricum. Magie albă cu magie neagră? Nu cred foarte tare în magie. Am zis serios, o să am noroc de bani? De bani? Banii îți trebuie acum, nu? Mi-aș dori foarte tare să pot să devin invizibilă. Sau să mă teleportez. Uite, atunci, de exemplu, când plec într-un concert foarte departe și mi-e dor să ajung acasă, să mă pot teleporta. Neața cu Răzvan și Dani. Tu ce putere ai vrea să ai, Răzvane?
naturală, că tu oricum ai totul supra. Totul ține de geci. Nu te-au găsit până la urmă? Pe mine? A. Eram la... Timp de două ore am luat câte 50 de lei la toalete, le-am zis că e ca la loc, îi bag în față. S-au prins târziu. Da. 50 cu 50. Bă, tu știi cât dă omul pentru un pipi într-un loc ca asta? Mă, termină, mă. Bă, ar da orice. Cineva a zis că n-are 50 de lei, dar îmi dă un deget de la picior. Una a vrut să-mi dea un rinic, dar la cât era de beat, nu mi-l trebuia. A fost complicat aseară, Ba, da, o să mă duc singur de acum încolo. Plus că m-a mințit stau lângă pereți, știi cum stau lângă pereți, nu mă vede nimeni. Un prieten actor m-a mințit că dacă stăm lângă... Un prieten actor? Chiar. Te, am și-o doi. O să zic numele că e, a fost telenovelist și acum lucrează la Altrus, n-am voie, la noi așa e. M-a mințit Strunilă că dacă stăm lângă BMW-ul ăla și plecăm ultimii, îl dau nou. Dar ce crezi? Am mai spus gluma asta și am observat că suntem mulți. Da. Mă împingeam cu ăla, am dat. Bă, eram aici aseară. Da. Foarte, da. Ieșim rar din casă și bă, împărțim să cucerim toate fronturile. Ultima am plecat, dar nu l-am, n-am luat mașina. Ai plecat ultimul? Dar ce ai făcut atâta aproape timp? Ultimul. Nu te-ai plictisit fără noi? Am fost foarte atent să ia toți, că a fost Uber-ul gratis toată săptămâna, să plece toți în bună... Am stat cu ospătare, am stat. Asta înseamnă, bă, dacă mergi odată pe la petrecere, trebuie să știi să stai. Odată am ieșit la marginea trenului, am făcut așa și a intrat ăsta, Doamne ajută, dă-i, nu mai am loc de el. Înainte... Cine a avut cameră pe tocovorul roșu la panou, după panou? Avem imagini cu Răzvan și... Săi de mine! N-avem nicio imagine, că am venit târziu special să nu dau de toate camerele și ce vezi? Le-am nimerit. Erau toate cârd după Ștefan. M-am dus și eu, ce face băieții? Doamnelor și domnilor,